Control cu bucluc la Constanța. Un inspector ANAF a căzut în piscina unui restaurant chiar în timpul unui control. Inspectorul a intrat pe terasa localului și nu a observat piscina care se afla chiar în fața lui. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere ale restaurantului. Pe imagini se poate observa cum doi inspectori ies de pe terasă, iar în timp ce unul dintre ei merge pe marginea piscinei, cel de al doilea nu observă piscina care se afla chiar în fața sa și cade direct în apă. În tot acest timp, colegul pare că încearcă să l-avertizeze, însă fără succes.